Ia ziceți mă, prăduitorilor, ce mai faceți? Mă, da. Nu mă fac și un vlog pentru că strâna, de ce nu? Cu fugața de semințe în mână, deși nu fac reclamă, eu chiar mănânc semințe. Nu colț, mă refer la miez de semințe. Și avem un dat special. Da, totuși, dacă atât e vară, deci putem face noi vlog-uri liniștiți. Fără niciun stres, mă urmă, na, e vacanță de vară. Da. Și am încă ceva. Follow pe Instagram, Stoica Andrei Cristian, mulțumesc frumos. Și mă puteți să găsești pe Facebook. Tot Stoica Andrei Cristian. Parcă despărți, pentru că pe Instagram contul meu se numește Stoica Andrei Cristian, unde e și legat. Dar nu-și despărțit, pentru că pe Facebook e despărțit. Și puteți să găsiți și pe Instagram și pe Facebook. Follow pe Instagram. Asta și încât mai mulți follow. Da, v-aș recomanda să vă dați follow și lui Ghetuist și nu are cap dacă nu știți pe ăștia. Vă recomand să-i găsiți. Și na. Că tot de noi aici. Tot venim vorba, poate nu ați văzut voi. Ultimele videouri pe canal. Nu mă știu să zic. Așa că, dacă n-ați văzut ultimele videouri, vă spun din nou, vor să urmeze două serii noi pe canal. Tabără și la vânătoare, de? Lasă pe voi să ghiciți în comentarii. Și am spus deja unui abonat de-al meu. Se numește Valentin Șerpan și puteți găsi la penultimul video, după video acesta, la Infovlog. Este și în titlul Infovlog, serii noi pe canal. Vă recomand să mergeți la el pe canal, adică să el știe numele noilor serii, că i-am spus. Tabără și la vânătoare, te i-am spus eu, întreb un nume, pardon. Și, da. O să fie, e, logică, noile serii o să fie de prezentare. Se crea acolo, la tabără prezentare și la vânătoare de prezentare. Și, și dacă văd că se strânge suport, o să facem episodul 2 din ambele serii. În sens o să mă întreb pe Instagram urmăritorilor mei. Vreau să vă abonați la canal și vreau să dați și follow pe Insta. Cine are? Logic. Și vreau să spuneți la obligatoriu. Nu cu obligatoriu. Vreau să spuneți și mie numele vostru în comentarii. Toți abonați mie să spune numele în comentarii. Toți. Mă rog, vreau să ne abonați la canalul meu de YouTube și să spuneți numele vostru în comentarii. Ok? Cum arată cu acest nou infovlog la viitoare. Pa, pa!